Petrică Mâțu Stoian, cifra de destin. Mihai Voroptievici, șaptele ăla i-a fost fatal. S-a rupt. Petrică Mâțu Stoian a murit în 6 noiembrie 2021, la doar 61 de ani, în urma unui șoc septic, după ce a urmat o procedură de recuperare medicală post-covid. Acesta s-a internat la o clinică privată din Reșița, vineri, însă i s-a făcut rău sâmbătă și a fost transferat la spitalul din Reșița. Petrică Mâțu Stoian luase decizia de a se pensiona mai devreme pentru că își dorea să se bucure de viață și să călătorească, iar decizia a venit în vara acestui an. Matricea numerologică este alcătuită din zi, lună și anul nașterii. Pentru matricea numerologică se fac operații de mulțire, iar în final apare un cod. Se ia pe două axe, de la 0 la 9, câte numere sunt în numerologie și de la 0 la 70. Vârsta de 70 de ani este vârsta medie a speranței de viață din țara noastră. Din toate cele înmulțite, apare un cod care reprezintă matricea personală a lui Petrică Mâțu Stoian. De la 0 la 10 ani, o influentă de jur împrejur. Era foarte volatil, foarte copilăros, dar se descurca fantastic. Imediat de la 0 la 20 a intrat pe incidența lui 5, cu factor neprevăzut. De acolo deja el începea să facă niște lucruri grozave. La 20 de ani era vizibil, iar cifra 5 nu ai cum să o ascunzi. Mâna nu ai cum să o ascunzi. La vârsta de 30 de ani a trebuit să muncească foarte mult ca, din nou, să intre pe incidența altei cifre de 5. De aici începe expansiunea până undeva la 50 de ani. Acolo era la apogeu, 50 de ani pentru el fiind incidența a cifrei 6, unde a apărut și factura de divorț de ruptură cu partenera de viață. Fiind exact după 16 ani de căsătorie. S-a rupt și nimeni n-a putut să-i reproșeze. A fost un ciclu de 9 ani care a funcționat foarte bine, dar el avea 7 cifra de destin, acest 7 fiind fatal pentru că nu a putut să ducă la al doilea ciclu de încă 9 ani, ca să fie 18. La 16 s-a împiedicat, dar cum spuneam eu odată, persoanele care au cifra 7 în destin sunt oamenii care nu fac tantam, nu distrug. Sunt amiabili, tu mergi pe drumul tău, eu merg pe drumul meu. S-a rupt, nimeni nu a putut să-i reproșeze că răposatul petrică a fost un om dur care a făcut lucruri rele, a spus numerologul Mihai Vorobchievici la Antena 3, în emisiunea Adevăruri Ascunse.